Începând cu 1 septembrie 2021, va intra în vigoare legea numărul 127/2019 privind sistemul public de pensiile, lege care aduce o serie de modificări față de legea 263/2010 privind sistemul public de pensii cu modificările și completările ulterioare în vigoare la această dată, printre acestea și cele referitoare la obținerea cuantumului pensiei. Cuantumul pensiei pe noua lege se determină prin înmulțirea numărului total de puncte realizate de asigurat cu valoarea punctului de referință. Valoarea punctului de referință reprezintă raportul dintre valoarea punctului de pensie și nivelul mediu al stagiilor de cotizare prevăzut de legislația anterioară, respectiv 25 de ani. Cum s-a ajuns la această medie de 25 de ani? Legea 3 din 77 sau pe legislația mai veche, stagiul complet de cotizare până în 1977 era 20 de ani pentru femei, 25 pentru bărbați. Din 77 până în 2001, când a intrat în vigoare legea 19, era 25 de ani pentru femei, 30 pentru bărbați, iar începând cu 2001, odată cu intrarea în vigoare a legii 19, stagiul complet a fost în creștere până la 35 de ani la bărbați, 30 de ani la femei pe legea 19 și pe legea actuală la 35 de ani la femei până în 2030. Valorile punctului de pensie conform noii legi sunt de la 1 septembrie 2019, adică anul trecut, 1265, prevedere care deja este intrată în vigoare, la 1 septembrie 2020 este prevăzut ca valoarea punctului de pensie să fie de 1775 de lei, iar la data de 1 septembrie 2021, data intrării în vigoare legii 127, 1875 de lei. Deci această valoare a punctului de referință este calculată cu valoarea punctului de la 1 septembrie 2021. Această valoare va fi de 75 de lei, obținută prin raportarea a valorii punctului de pensie de 1875 la acel stagiu mediu de cotizare de 25 de ani. Numărul total de puncte realizat de asigurat se obține din însumarea punctajelor anuale ale acestuia. La calcularea punctajelor anuale și a punctajului lunar se utilizează două decimale. De ce am subliniat două decimale? Pentru că legislația actuală prevede că punctajul mediu anual se calculează cu 5 decimale. Cei care sunt pensionari știu că pe cuponul de pensie este menționat punctajul mediu anual cu 5 decimale. De asemenea, pe noua lege s-a modificat numărul de puncte acordat pentru stagiul potențial. Ce reprezintă stagiul potențial? Pentru cei care se pensionează pentru invaliditate și nu au realizat stagiul complet de cotizare prevăzut de lege, se acordă un stagiu potențial ca diferență între stagiul complet de cotizare prevăzut de lege și stagiul de cotizare realizat efectiv. Pentru fiecare an de în acest stagiu potențial, în funcție de gradul de invaliditate, se acordă un număr de puncte. 0,50 puncte pentru gradul 1 de invaliditate față de 0,70 cât este pe legislația actuală, 0,35 puncte pentru gradul 2 de invaliditate față de 0,55 și 0,15 puncte pentru invaliditate gradul 3 față de 0,35. Deci, acest punctajul pentru stagiul potențial este mult redus față de legislația actuală. Persoanele cu deficiență vizuală beneficiază de majorarea punctajelor lunare cu 25% pentru perioadele în care au desfășurat activitate ca persoane cu deficiență vizuală gravă.